Candidatul pentru președinția României, președintele AUR, George Simion, a fost dur criticat cu privire la faptul că se va putea cumpăra un apartament cu 35.000 de euro în România. Avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a răspuns tuturor criticilor ridicate cu privire la acest subiect. După toate calculele, chiar se poate cumpăra un apartament cu suma de 35.000 de euro, cu plata pe loc sau pe credit cu dobânzi subvenționate de stat. Gheorghe Piperea a completat, făcând referire la planul Simion, că este nevoie de un program național de corecție a contractelor de credit în vederea echilibrării prestațiilor, mai ales prin refinanțarea cu dobânzi subvenționate de stat. De asemenea, europarlamentarul contrazice toți criticii planului Simion, spunând că măsurile în acesta sunt programe complexe cu impact pozitiv în economie, demografie și încredere în viitor.